Sincer, m-am bucurat de această intervenție a doamnei Mariana, pentru că mi-a ușurat cumva traseul discuției noastre. Mă gândeam pe drum când veneam ce cuvinte alese ar trebui să-mi găsesc pentru un tânăr care ne face un astfel, știu, de astfel de propunere plastică în zi de sâmbătă. Pe Marius îl știu de când era de vreo 5 ani. Da. Și am urmărit acest traseu cu mare atenție. Mi-a devenit și elev la Casa Pionerului, cum era pe atunci. După aceea și student și iată acum într-un prag de a deveni membru artiștilor plastici, filiala Iași, deci la un salt de profesioniști. O expoziție care pe mine m-a tulburat cu ultima întâlnire cu el, când i-am văzut lucrările, de ce să nu recunosc, îmi plăceau și înainte o parte, dar acum a avut loc, știu, o desprindere care m-a uluit. Pentru că trece de la o artă modernă care a existat cu ani în urmă, la o artă contemporană în care și conceptul, și simbolul, și expresivitatea stau alături la aceeași masă. Cum ne visăm toți să stăm la aceeași masă și nu reușim de ani de zile. Iată, el a găsit o soluție plastică care este surprinzătoare, dar și plină de rafinament romantic. Nu mai zic de expresivitatea plastică pe care o are fiecare lucrare și fiecare, să știți, că are o anumită poveste pe care, pentru început, dar doamna Mariana și cu Marius o știu. Dar este o poveste fermecătoare pentru fiecare și o poveste care ne dă de gândit și ne pune așa pe gânduri cam cum ar trebui să fim toți dintre noi și mai buni și mai sinceri și mai încrezători în forțele noastre. O expoziție cu multe probleme, pentru că și le pune în sufletul lui, să știți că sunt tot felul de contraste, aș spune, și sufletești, și de profesie, pentru că este om și în mijlocul nostru nu poți să rămâi indiferent. Mai ales că este o meserie în care trebuie să evoluezi în fiecare clipă și astfel putem merge înainte. Marius ne bucură de fiecare dată cu ceea ce face. Iar doamna Mariana nu mai zic, pentru că ea este și filonul și legătura între noi și dumneavoastră, între doamna și mine. Și cred că am devenit, așa cu toții, o echipă care înțelege și visul unui om, și drama, și, eu știu, toate problemele care sunt puse astăzi în discuție. Deci, o expoziție interesantă, o expoziție plină de simboluri, de semne plastice, mesaj. De mesaj, nu mai zic, pentru că fiecare lucrare are un mesaj foarte, foarte clar. Și trebuie totuși o descifrare. Eu spuneam doamnei Sabo că fiecare lucrare ar trebui însoțită de un mic text care să prezinte povestea lucrării. Pentru că, în anumite momente, pentru unii, sunt aproape lucrări abstracte, dar fiecare are un filon
cu trimitere la o poveste, la un sentiment și așa mai departe. E emoționant să particip la astfel de expoziții, mai ales că este un tânăr, v-am spus, care bate la porțile Uniunii Artiștilor Plastici și sperăm să reușească. Pentru că la noi se împumblă încă cu dosare foarte serioase, cu o activitate foarte bogată, deși Marius o are. Are deja câteva expoziții personale. Patru, aceasta e a patru. Da. Ceea ce nu-i simplu și fiecare de o calitate aparte. Eu, ce să zic, îi urez mult, mult, mult succes. Mulțumesc. Să fie de aceeași sinceritate ca și până acum, să aibă încredere și în doamna Mariana, care este alături și de putere, și știu să comunice împreună așa cum au reușit să comunice și lumea. Vă mulțumesc din suflet. Mulțumesc. Că v-ați făcut timp pentru un asemenea eveniment și rămâneți alături de artiști pentru că vă mai trimit așa niște semnale umane. Profesorul Tofan este alături din pruncia lui Marius, de pe vremea când era un mic desenator, un mic pictor. Și mulțumim din suflet pentru tot sprijinul pe care ni l-a acordat pe parcursul vieții lui Marius și pe parcursul ultimilor ani în care a încercat să-și croiască acest nou drum în viață, abandonând arhitectura și trecând pe drumul ales, spun eu, ca profesie, acela lumii pictoric. Prezenta expoziție îmi creează emoții suplimentare față de toate celelalte, pentru că Marius a terminat studiile de specialitate. Este un tânăr care, așa cum spunea profesorul, bate la porțile consacraților. Și sperăm noi că deja prin lucrările expuse astăzi pe simezele Galeriei Tonița demonstrează odată în plus că nu rămâne cantonat în zona inițială, cea pe care a abordat-o în primii ani de studii, și își depășește nivelul pictural, trecând în categoria încercărilor și pe tărâmul picturii aparținând arte contemporane, care, așa cum spuneam și cu prilejul altor expoziții, este foarte puternic dezvoltată în Occident și prea puțin accesată în România. Deși am văzut că la București încep să apară expoziții numai de arte contemporană, adunând pe cei din întreaga România care au orientare în acest domeniu al artei contemporane. Marius a gândit expoziția aceasta plecând de la un concept ce vizează ipostazele cu care ne întâlnim și pe care le parcurgem în diferite momente ale vieții. Noi, păsările, oamenii, situațiile pe care le-a transpus în lucrări și ceea ce aduce o notă în plus față de lucrările din expozițiile anterioare, vizează valorizarea valențelor comunicaționale ale culorii. El a plecat de la percepția pe care o avem toți despre culori și ceea ce simțim în fața unei imagini, a artei vizuale în general, nu neapărat picturale, care ne transmit anumite senzații și le resimțim, și dacă suntem întrebați în niște focus grupuri, le exprimăm spunând: eu asta simt în fața acestui tablou. No.
El a descoperit aceste valențe comunicaționale ale culorilor mult mai mult cu prilejul lucrării de disertație, datorită temei foarte generoase, comunicarea în arta contemporană. Și evident, după ce a depășit capitolele pur teoretice, a încercat să explice ceea ce se regăsește în literatura de specialitate privind comunicarea prin linie, comunicarea prin culoare. Ei, la culori a descoperit niște lucruri pe care nu le știa. El, de obicei, așa ca noi toți, percepeam culoarea izolată, singură. A descoperit foarte multe semnificații ale asocierii de culori. Și aș da doar exemplul lucrării captivă, dar chiar și invazie selenară, în care se regăsesc aceleași culori, negru, roșu și turcoaz. De data aceasta, ce a regăsit el, că au descoperit specialiștii în legătură cu cele trei culori? Că ar transmite senzația de neliniște, de teamă. Și atunci, în tabloul captivă, el a surprins o femeie care este captivă, de jur împrejur este încercuită, dar fiind realizată în roșu, denotă care forță, energie, să depășească situația, să iasă din încercuire. Inițial o făcuse în tonuri de gri colorat de verde, cum e pe aici, și era prea depresivă. Era femeia care nu luptă, femeia care nu iese din încercuire. Și a revenit dându-i forță prin roșu, denotând că ea luptă cu situația. Captivitatea o putem gândi în orice variantă vrem. Captivitate într-o iubire nefericită, într-o captivitate în muncă, adică ești orfolac. Ești tot timpul omul presat de diferite aspecte ale muncii. Sau captivitate, tinerii sunt captivi internetului, captivitate în droguri, captivitate în alcool, sunt situații de cazuri nefericite cu care ne întâlnim și important este să gândești că luptă cu situația și că își va depăși condiția de captivă și va reuși să iasă din această stare. În lucrările de care spunea domnul profesor că le-a realizat în ultima perioadă, a remarcat niște tușe foarte puternice, foarte sigure, foarte bine conturate și ferme, culori puternice, tari, dar și tușe groase, puternice, denotând, zic eu, ceea ce Marius nu mai prea arată în ultima vreme pentru necunoscători sau pentru cei pe care îi întâlnește simplu pe stradă, forța interioară extraordinară pe care el o are. Faptul că prin aceste tușe puternice nu are rețineri când le... Știți, sunt situații și situații. Uneori un pictor își caută foarte mult. El tușează. Are curaj, are încredere în ceea ce iese din mână. De exemplu, la acel tablou, care este tot pe acel albastru blurat cu un pic de brămarin, n-a știut că iese ceea ce este acolo. A plecat de la ideea că vrea neapărat să facă rapsodii în blu, pe care o auzise, eu o ascultam în living și el zice, și eu vreau, am o idee. Claviatura, pianele și infuzia de culoare, de albastru, care vine și te nepădește. Rapsodii în blu te cuprinde și te învăluie din toate părțile. Când a terminat, a spus, mă, da, a ieșit un bărbat cu coroană pe cap. A ieșit un profil parte de bărbat egiptean, gura, ochiul, gâtul, trunchiul și e îngenunchiat. Uite că stă în genunchi în fața muzicii lui Gershwin. Este pur și simplu, așa a ieșit. Nu și-a propus să iasă așa ceva. Probabil că trăirile interioare i-au condus mâna și a dus la
această apariție, că altfel nu-mi explic inspirația aceea. A avut realizat la un moment dat la școală un portret expresionist, fac o paranteză, și a făcut o femeie. O femeie cu un turban pe cap, care nu este definitivat turban, o parte este lăsat pe față. Și a venit și a zis, mama, dar tu știi că eu, până la urmă, te-am pictat pe tine, cum erai tu când m-ai înfiat? Nu mi-am dat seama, dar ești tu tânără, acolo. Deci, zice, subconștientul meu, probabil, m-a dus și mi-a pictat pe tine, fără să intenționez. Așa cred că a ieșit și coroana asta pe cap și regele coronat de Gershwin și de Rhapsody in Blue. Un tablou care nouă ne e foarte drag, nu toată lumea probabil va aprecia, dar nouă ne e foarte drag, este acea iluzie, Stăpânul Lumii. Un tablou în care Marius a realizat planeta, globul, clownul și cu capul de ciocănitoare, pentru că spune, mama, te ciocănește toată ziua, numai el are dreptate, el sau ea. Nu neapărat îl transpunem într-un personaj masculin, poate fi și feminin, să fie o doamnă, dar care veșnic vociferează, veșnic îți explică, eu am dreptate, așa este. Deci nu transpuneți neapărat în plan politic, pentru că multă lume când l-a văzut a zis, a, Trump și Putin. Nu, domnule, Marius nu s-a băgat în politică. El s-a gândit că există personaje, oameni care lângă care noi trăim, cu care ne întâlnim și care sunt foarte dominatori și încearcă să-și pună totdeauna punctul de vedere. O altă temă foarte, foarte dragă este în spatele colegei mele, doamna Șierbu, care este de altfel și reprezintă de altfel și afișul. Marius de Militer a crezut foarte mult în divinitate și e convins că numai datorită acestei forțe spirituale divine și-a găsit și noul drum în viață. Este o lucrare care e intitulată Credință și iubire, silueta roșie care este deasupra tuturor, este iubirea divină, Iisus. În imediată apropiere sunt apostolii și în plan inferior regăsim credincioșii ca niște siluete abstracte, stilizate și care realizată într-o structură a tabloului deosebită cu mult roșu, verde, speranță și alb. Spunem noi că sugerează, într-adevăr, credință și iubire. Alte elemente de pictură abstractă sunt cele care, în special tablou din spate de acolo, Vieți și sentimente, el l-a reluat, l-a mai avut într-o expoziție, spunând că fiecare om are dreptunghiurile sau patratele, după cum au ieșit ratele, fiecare are puritate, iubire, speranță, gelozie și boală sau răutate, că avem și situații de astea care ne confruntăm zi de zi în diferite momente ale vieții noastre, dar toți le avem în ponderi diferite și în diferite momente ale vieții. Așa încât el a realizat prin pictograme diverse, reluând culorile acelea, dar realizând ponderi diferite ale culorilor și respectiv în momente diferite ale vieților. Nu putem uita, fiindcă ne aflăm într-o expoziție intitulată Ipostaze, de cele două tablouri care sunt reluate dintr-o altă expoziție, Emineto se chema, Eminescu, Nichita Stănescu, Neul, acolo mi-am permis o licență poetică, nu i-am spus nimic, că nu suna bine, Eminito, dar Emineto suna foarte bine și atunci e permisă și o licență în loc de mi, de la Nichita am pus ne, Emineto și Topărceanu.
Cele două le-am reluat în această expoziție pentru că sugerează extraordinar de bine în poezie prin metafore poetice și Marius a reușit să realizeze metafore plastice, picturale, transformând metaforele poetice în metafore picturale, a surprins două din poeziile lui Nichita. Către pace, primul, aflat de doamna doctor Voroneanu, spune că privind în urmă își vede viața, inițial copil, care ține în brațe adolescentul. Pe umerii adolescentului se sprijină adultul, iar pe fruntea adultului stă bătrânul, care sărută figura norii. Și îmi văd viața ca un stâlp, stâlpul din stânga noastră, care sprijină bolțile nunților și botezurilor voastre. Lui a plăcut la nebunie și îmi spunea acum un fost coleg de-a lui că atunci când erau în liceu, mergeau la bibliotecă și Marius era și cu el erau îndrăgostiți de poezia lui Nichita Stănescu, așa că nu mă miert că le-a reluat și într-o altă manieră. Celălalt tablou, Vârsta de aur a dragostei, intitulat Vârsta dragostei, după poezia Vârsta de aur a dragostei, a lui Nichita, arată bărbatul, adolescent sau adult, care înșurubează zeii în lună. Vedeți că Zeus și Hera, cea argintie, au câte un șurub în cap verde, care sunt înșurubați în lună. Iar cu cealaltă mână învârte roata. Roata vieții, roata dragostei. Ce roată vrem să gândim fiecare dintre noi? Ok. Astfel încât el a realizat personajele plecând, asta mult să se gândească cum să le realizeze, că n-ar fi vrut să pună chipuri și să redea personaje identificabile. Și atunci a zis, o să le fac ca niște sculpturi în metal, în metalul maro arămiu. De aceea sunt realizate așa ca și cum ar sugera acea scară a vârstei realizată prin suprapuneri de personaje aflate la diferite momente ale vieții. Ipostaze ale vieții, de la copil până la bătrân. Ipostaza de tânăr îndrăgostit, care are forța să învârtă roata și să înșurbeze și zeii lună, ceea ce nu ne mai permitem când ajungem la o altă vârstă. Depășim momentul în care visăm că avem forța să răsturnăm totul pe planetă. Nu vreau să vă mai rețin, așa v-aș putea povesti ceasuri întregi despre fiecare tablou, despre fiecare trăire a lui Marius. Noi, după ce le realizează, vine și mi explică ce a vrut să spună, ce a vrut să realizeze, ce a simțit, ce a trăit, ce momente speciale are. Fiindcă vorbeam, o văd pe Adelina aici, și vorbeam înainte de semnificația culorilor ce am regăsit noi în literatura de specialitate, realizată de către specialiști, psihologi, marketeri, care au făcut studii aprofundate și care au surprins anumite aspecte ale semnificațiilor. Dar suntem conștienți că nu toată lumea simte la fel. Nu toată lumea vrea să preia simțirea pe care eu transmit studiile realizate. Astfel încât nici trăirile lui Marius nu le putem impune cuiva. Da. Fiecare simte ce vrea în fața unui tablou. Adelina, de exemplu, zice mie, albastru ăla îmi place la nebunie. Nu simt melancolie, nu simt tristețe. Mie îmi place albastru ăla. Deci, iată că sunt deja alte trăiri, alte semnificații ale culorii, pentru că nu suntem toți identici. Fiecare dintre noi simțim, trăim, gândim altfel. Eu vreau să mulțumesc din tot sufletul, în numele lui Marius, pe care știți că îl ador. Îl diminițez.